Asta sub autoritatea părinților depinde de foarte mulți factori. Odată este factorul cultural, este social, religios, am putea spune. Tata și mama este autoritate pentru un copil, pentru o fată, până ea trece sub autoritatea soțului ei. Chiar dacă fata alege să se separe de tata și de mama sau a ajuns la vârsta majoratului, a trecut chiar și de 20 de ani, și ea alege ca să trăiască independentă de tata și de mama, ea este fără protecție, fără acoperământ spiritual, fără acoperământ, fără protecție. Deci este sub autoritatea spirituală a tatălui, și vorbesc despre familii creștine și familii din aceste lante, până își întemeiază propria familie și ea trece sub autoritatea soțului ei. Nu discut aici despre mamele hiperprotective care controlează și manipulează absolut tot și nu le dă voie să zboare când deja ei știu să zboare. Nu le dă voie să dezvolte personalitatea. Îi manipulează, îi controlează, îi dirigează. Chiar dacă ea are 20 de ani, mama trebuie să-i spună cu ce să se îmbrace, cu ce să nu se îmbrace, ce să mănânce, ce să nu mănânce și așa mai departe. Trebuie lăsa libertate. Noi am ales să le dăm copiilor noștri libertate. Ne-am uitat de departe cum se dezvoltă, cum cresc. Dar pe măsură ce ani treceau, le-am dat libertate și ei s-au bucurat de libertate. Absentismul duce la răzvătire. Ca și o mamă hiperprotectoare sau hipergrijulie, tot duce la răzvătire. Trebuie lăsat lucrurile normale. Sunt relații care sunt între părinți și copii când copiii au 10 ani, relații când copiii au 14 ani, relații când copiii au 18 ani, când copiii au 20 de ani. Eu cred că atât și părinții și copiii știu să dezvoltă relații armonioase, așa cum scriem și în Biblie, părinți, nu întărtați pe copiii voștri la mânie. Și este scris și invers, copiii, cinstiți pe părinții voștri, ca să te poți bucura de ani mulți și fericit. Onorează-ți părinții. Este o binecuvântare și este o promisiune. Mulți părinți au vrut să-și facă copiii medici și au ieșuat. Alții au vrut să-i facă ingineri și au ieșuat pentru faptul că n-au ținut cont de abilitățile sau de dorințele copilului, ci ei pur și simplu au vrut să împlinească în copii visele lor neîmplinite. Și aceasta nu este corect. Fiecare copil are darul de la Dumnezeu de a fi el însuși. Abilitățile lui, înzestrările lui, capacitățile lui creative. Unul este capacitatea Dumnezeu să fie un bun instalator. Dacă eu nu-l las să devină un bun instalator și eu fac din el un medic stomatolog, e posibil să nu exceleze în stomatologie așa cum excela și era împlinit ca instalator. Și invers. Deci, părinții sunt înțelepți, iubesc copiii, văd abilitățile copiilor de mici, văd înclinații. Unii sunt înclinați pentru studiu, pentru școală. Trebuie ajutat și trebuie dezvoltat capacitatea de învățare. Alții sunt înclinați pe lucruri practice. La unii le place arta, le place să deseneze, să sculpteze, le place muzica. Trebuie copilul încurajat în darurile lui native, în înzestrările date de Dumnezeu. Copiii nu știu să aleagă, atunci părinții, observând înzestrările naturale, pot să-i canalizeze ca să-și pună în practică înzestrările naturale. Eu am avut o experiență cu unul din copii, am vrut să-l fac inginer electrician ca și mine și l-am scris la liceu de electrotehnică. Și am avut cu el o discuție și el zice, da,
Tu n-ai ținut cont de mine și ai vrut să mă faci inginer electrician ca și tine. Mie asta îmi place. Și abandonat școala, deci a abandonat ce am ales eu și i-am impus eu. Și a urmat ce a plăcut lui. Dar mi-am dat seama de un lucru. Eu mi-am impus voința mea și am vrut să fac din copilul meu ce sunt eu. Dar el avea altă inclinație și cu totul alte abilități. Am greșit, am trecut pe aici și pot să le dau sfat părinților în sensul acesta.